Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, iată care sunt titlurile Observatorului Local. Prefectul Mihai Oprescu este supărat pe mulți dintre șefii instituțiilor deconcentrate. Reprezentantul Guvernului în teritoriu i-a admonestat public. Se lucrează de zor la modificarea salariilor. Cei care lucrează în administrație vor avea surpriza unor salarii modificate. Despre ce este vorba, vă spunem imediat în Observator. Gata și cu așteptarea diplomelor de bacalaureat, tinerii din Argeș își vor putea ridica diplomele începând cu săptămâna viitoare. Prefectul Mihai Oprescu i-a urecheat pe unii dintre șefii instituțiilor deconcentrate. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a făcut referire la lipsa colaborării instituționale dintre prefectură și anumiți directori, dar și la banii repartizați prin legea bugetului de stat. Au apărut astfel discuții foarte aprinse. Din păcate, foarte mulți directori au înțeles sau s-au obișnuit cu un alt mod de lucru în afara celui instituțional. Județul Argeș are prefect, are instituții deconcentrate, are un raport reglementat din punct de vedere legal de către legea de funcționare a instituției prefectului și nu mi se pare normal să umblăm cu discuții pe la colțuri când putem să avem o discuție așa cum o fixează cadrul legal. Cei vizați se știu. Reacția destul de dură a lui Mihai Oprescu la colegiul prefectural va fi redată și în evaluările care vor ajunge la șefii de la București. Discuțiile s-au aprins și mai tare în momentul în care primarii au adus în discuție sumele repartizate pentru primării de la bugetul de stat. Nu cred că este vina domnului director Pojocaru vis-a-vis de sumele repartizate prin legea bugetului de stat. Am citit pe presă tot felul de afirmații, începând cu domnul ministru care spunea, am citit în presa locală, sper să nu greșesc, că la 70% din localități a crescut suma pe care au primit-o potrivit noi informări. Am stat să fac situația, exact. Poate din cauza oposibilii, poate am greșit la o comună, dar... Deci, a crescut modul de alocare, deci banii primiți de localități, pentru 33 de comune. Și a scăzut pentru 62. Ce este mai important de subliniat, că la cei care au crescut sunt comunele mai micuțe, dar o surpriză, și n-a vorbit nimeni până acum, au primit bani extraordinar de mulți. Eu vorbesc în procente, că dacă luăm așa cuantificat ca și sume absolute, poate nu sunt atât de spectaculoase, dar procentele sunt spectaculoase. A crescut la comunele foarte bogate. Ajungând până la un procent de 449% creștere. Eu nu am înțeles nimic din ceea ce s-a prezentat de ministrul Vâlcov atunci când a spus suma minimă pentru primările din România va fi de 15 miliarde. Și pornind de aici, am făcut niște calcule. Ce înseamnă? Plus 15% pentru că am încasat taxele și impozitele. Plus 15% pentru că am accesat fondul european. Plus 15% pentru că am populație și numai de bani. Sunt doar doi dintre primarii argeșeni nemulțumiți de noua formulă de calcul a distribuirii banilor. Unii n-au înțeles formula de calcul, dar vor primi ajutor din partea Direcției Finanțelor. Noi am fost transparenți 100%. Da, asta, domnul director, pentru că dacă eu vă solicit să dați pe mail formula de calcul... Votăm pe mail, domnul primar. Nu ținem secret. Cu toate datele care le avem din comuna dumneavoastră. Vă rog frumos, credeți-mă. Deci e o formulă generală, nu este o formulă pentru fiecare comună, da? Nu, dar ce se ia în calcul în această formulă, acei indici diferă de la comună la comună. Am înțeles, dar vreau formula generală, după care spune domnul. Sigur că da, domnul primar, sigur. Pe mail în cursul zilei de astăzi o aveți. La ora actuală, Comuna Corba Melbura, vă spun că de abia funcționează pe bugetul pe care l-a primit pe 2015, o comună care s-a chinuit să încaseze în 2013, 99,66% este vina mea că am adus venitul în fund la Comuna Corba. M-am luptat cu oamenii să-i fac să înțeleagă că se plătească redevențe, concesiuni și așa mai departe, iar acum mă trezesc pedepsit. De ce? Că a reușit să aduc mai mulți bani în casări, cu vreo 6 miliarde în plus. Foarte multe primării din județ au deficite bugetare și de zeci de miliarde de lei. Mai grav este că până în luna iunie, conform legii, nu se pot face rectificările de buget, așa că până la jumătatea anului, fiecare primărie va trebui să se gospodărească așa cum poate, dacă mai poate.
Se lucrează de zor la o lege a salarizării pentru cei care lucrează în administrația publică. Se vor modifica aceste salarii. Se dorește o salarizare sănătoasă, a spus ministrul pentru dialog social, Liviu Pop. În acest moment este înființată o comisie tehnică ce lucrează la un proiect de lege ce va fi supus dezbaterii publice până la sfârșitul lunii februarie. Este la nivelul Ministerului Muncii, Ministerului de Finanțe și Ministerul Dezvoltării o comisie tehnică care astăzi analizează două variante de salarizare pentru tot sistemul bugetar și inclusiv pentru administrația locală. Odată cu finalizarea acestui proiect de lege, undeva la mijlocul, finalul lunii februarie, va fi pus în dezbatere publică. Cert este că toată lumea va avea un salariu mai mare și vom avea și pârghile prin care încercăm să motivăm performanța în sistemul bugetar. Conform partenerilor noștri europeni, suma pentru cheltuieli de personal în sistem bugetar nu trebuie să fie mai mare de 7,1% din produsul intern brut, așa că se caută acum soluții pentru satisfacerea tuturor categoriilor sociale de bugetari. Căutăm soluții pentru ca să avem în sfârșit o lege a salarizării în România aplicată pentru sistemul bugetar, plecând de la profesori, administrație publică, sănătate, administrație centrală, interne și așa mai departe. Sunt mai multe variante, n-are sens asta să vă spun care va fi și cum va fi, pentru că ar însemna să dau o temă de discuție înainte de a fi finalizată în Comisia Tehnică. Noi trebuie să ne încadrăm, din punctul acesta de vedere, la nivel de țară, pe cheltuieli de personal în sistemul bugetar, la 7,1% din PIB, având cu cât vom avea un PIB mai mare, cu atât vom avea mai mulți bani pe zona bugetară privind salarizarea. Proiectul de lege va fi propus pentru dezbatere publică în luna februarie. Rămâne de văzut cum va fi primit și privit de populație, dar mai ales de categoriile vizate, adică de bugetari. Pentru că o bună parte a piteștenilor refuză să plătească pentru serviciul de salubritate, chiar dacă îl folosesc, Primăria Pitești este decisă să introducă taxa de habitat în municipiu pentru a recupera din datoriile acumulate de firma care se ocupă de colectarea gunoiului. Ce înseamnă această taxă pentru piteștenii care totuși plătesc gunoiul, aflați imediat din reportajul următor. Pentru că în Pitești au existat probleme privind colectarea gunoiului menajer, primăria vrea să introducă taxa de habitat, ce va fi mai greu de evitat de către cei care au refuzat să achite taxa de salubritate sau de gunoi. Schimbarea se referă la faptul că taxa va fi percepută tuturor piteștenilor și nu doar celor care aveau încheiate contracte cu firma de salubritate. Contrar zvonurilor apărute de la data anunțării acestei idei, taxa de habitat nu reprezintă o nouă taxă și nici o scumpire a taxei de salubritate. Deci nu pune nimeni nicio taxă, nu mărește nimic. Din contră, prin aplicarea acestei taxe de habitat pe care încercăm să o implementăm, înseamnă că reducem, de fapt, tariful pentru cei care plătesc la momentul ăsta. Viceprimarul Corneliu Nică spune că la ora actuală în Pitești ar exista peste 25.000 de oameni care nu sunt înscriși pe listele blocurilor la care se ridică gunoiul. Deși firma de salubritate a acționat în instanță, asociațiile de proprietari care nu și-au plătit taxele nu a reușit să recupereze mare lucru din prejudiciu. Și asta pentru că asociațiile de proprietari nu dețin bunuri care să poată fi valorificate. Se încheie așteptarea sosirii diplomelor de bacalaureat. Tinerii din Argeș care au promovat anul trecut examenul de maturitate vor primi documentul care atestă acest lucru. Distribuirea diplomelor de bac începe de săptămâna viitoare. În acest moment, documentele se află la Inspectoratul Școlar Județean Argeș și vor fi distribuite în baza unui calendar stabilit de conducerea instituției. Vestea era așteptată încă de anul trecut, când s-a creat o situație fără precedent. În loc de diplome de bacalaureat, absolvenții de liceu au primit adeverințe cu care s-au prezentat la examenele de admitere la facultate. Încurcătura s-a produs după ce Ministerul Educației a hotărât că diplomele de bacalaureat să fie tipărite la Imprimeria Națională și a renunțat la serviciile unei firme private care avea monopolul pe această activitate din anul 1990. Așadar, din data de 2 februarie, în întreg județul Argeș, în toate instituțiile de învățământ, vor ajunge diplomele de bacalaureat, iar fiecare școală urmează să le înmâneze absolvenților. De luni, 2 februarie, să poată fi distribuite tuturor liceelor pentru a fi completate de către secretariatele liceelor în care au fost elevi care au promovat examenul de bacalaureat, după aceea să fie semnate de către președinții
foștii președinți ai centrelor de examen în care au susținut examenul de bacalaureat și spre sfârșitul lunii februarie, eventual și începutul lunii martie, să poată absolvenții să intre în posesia diplomelor de absolvent al examenului de bacalaureat. Inspectorii școlari susțin că în paralel cu distribuirea diplomelor de bacalaureat, tinerii care au absolvit clasa 12 vor primi și certificatele pentru competențele profesionale. Totodată cu acest lucru se mai pot elibera, că inspectoratul școlar este în posesia acestora, a certificatelor pentru competențele profesionale tuturor absolvenților de liceu de profil matematică-informatică intensiv-informatică, limbi străine intensiv și din liceele vocaționale. Pentru că, așa cum bine se știe, aceștia susțin o probă la sfârșitul cursurilor, dar este în afara examenului de bacalaureat, care le conferă dreptul de a primi un astfel de certificat de competențe profesionale. Cert este că până în martie, toți tinerii care au absolvit examenul de maturitate în 2014 vor intra în posesia documentului care atestă acest lucru, în Argeș fiind vorba de 4.800 de persoane. Au fost percheziții și în Argeș la o grupare suspectă de evaziune fiscală. Anchetatorii susțin că ar fi adus din Turcia medicamente contrafăcute pentru tratarea cancerului și l-ar fi vândut în România printr-un lanț de farmacii. Mai mulți bolnavi de cancer au reclamat la poliție că au achiziționat citostatice contrafăcute de la acest lanț de farmacii, despre care știau că au produse mai ieftine. Polițiștii au deschis o anchetă și au descoperit o rețea care se ocupa de importul de medicamente din Turcia, dintre care o parte era exportată mai departe în spațiul intracomunitar, iar cealaltă era vândută în România prin intermediul acestui lanț de farmacii. Medicamentele care au ajuns la bolnavii de cancer nu erau periculoase pentru organism, dar nici nu conțineau substanța activă care ar fi trebuit să-i ajute. În acest dosar, anchetatorii au făcut 64 de percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unor societăți comerciale din București și județele Ilfov, Buzău, Iași, Ialomița, Olt, dar și județul Argeș. În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că în perioada 2013-2014 reprezentanții societăților comerciale implicate ar fi creat circuite fictive pentru introducerea în lanțul legal a unor medicamente cu valoare mare de piață utilizate în tratamentele unor boli, un cancer, hepatită, diabet, procurate la negru de pe piața internă sau comunitară. De asemenea, s-a mai stabilit că prin intermediul societăților implicate ar fi fost transferate sume importante de bani, aproximativ 5 milioane de euro, către persoanele vizate din circuitul infracțional, iar banii astfel obținuți fiind reintroduși în circuitul ilicit prin transferuri bancare și contracte de împrumut fictive, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române. Ancheta vizează fapte de evaziune fiscală și spălare de bani la comerțul cu medicamente pentru boli grave. 20 de firme specializate în depozitarea și vânzarea de medicamente s-ar fi sustras de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat, prejudiciul fiind estimat la peste 3 milioane de euro. La percheziție au participat polițiști de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice, specialiști criminaliști, acțiunea fiind coordonată de procurorii parchetului înaltei curs de casație și justiție și sprijinită de Serviciul Român de Informații. Urmează acum, doamnelor și domnilor, știrile pe scurt. Polițiștii argeșeni au desfășurat o acțiune pentru prevenirea absenteismului școlar. Ei au mers în mai multe baruri din oraș pentru a vedea câți elevi absentează de la orele de curs. Au fost găsiți mai mulți tineri care au preferat să meargă la un biliar sau la o cafea în loc să rămână la ore și nu au fost deloc surprinși de prezența oamenilor legii. Polițiștii au făcut mai multe înștiințări către instituțiile de învățământ, astfel încât conducerea să ia măsurile necesare. Viceprimarul Corneliu Nică a anunțat de curând că Piteștului se pregătește o nouă surpriză. Este vorba despre construirea 4 noi sensuri giratorii care urma să simplifice circulația în intersecții cheie ale Piteștului. Primul sens giratoriu va fi amenajat în capătul de sus al căii Craiovei, la intersecția cu strada Pătrașcu-Vodă. Al doilea sens va fi la intersecția străzilor Dumbravei și Eremia Grigorescu și a bulevardului Nicolae Bălcescu. Al treilea urmează să apară la intersecția străzii depozitelor cu strada Calea Bascovului, dincolo de barieră spre Piața de Gros, iar al patrulea în capătul de jos al căii București către podul viilor.
În ciuda peisajului montan care atrage turiștii, Transfăgărășanul se confruntă cu o adevărată problemă. Zilnic au loc alunecări de teren care ar putea crea probleme șoferilor. De cele mai multe ori este vorba despre pietre care se desprind. Există din păcate și stânci mai mari care l-ar putea năvăli peste carosabil și ar putea produce o adevărată tragedie. Responsabilii de starea Transfăgărășanului recunosc că pericolul există, dar dau asigurări că au în program o acțiune de curățire a versanților, dar așteaptă însă aprobare de la București pentru a putea începe licitația pentru găsirea unei firme specializate în astfel de operațiuni. CS Mioveni a pierdut surprinzător meciul amical disputat cu echipa de Liga a 3-a CS Fumați cu 2-4. Pentru argeșeni au marcat Năstăsie și Iamandi. Antrenorul Claudiu Niculescu a folosit două echipe diferite în cele două reprize și după ce la pauză galbenverzii au fost conduși, în repriza secundă au reușit să reducă din handicap. Însă, în la ultima fază a meciului, oaspeții au stabilit scorul final dintr-un penalti. Adversarii argeșenilor au deschis scorul în minutul 12, dintr-o lovitură liberă de la 16 metri, apoi au majorat diferența în minutul 25 cu o finalizare din interiorul careului. La o centrare de pe partea dreaptă și-au stabilit scorul final în minutul 38, după ce Gălan a greșit o pasă din jumătatea proprie. La reluare, în minutul 50, Năstăsia a marcat primul gol al gazdelor, reluând cu capul din careu o centrare a lui Bogdan Stancu de pe dreapta. În minutul 87, Iamandi ia o minge pe cont propriu, la 20 de metri de poartă, driblează, intră în careu și șutează frumos pe lângă portar, marcând pentru 2-3. După care, la ultima fază a meciului, arbitrul dă 11 metri pentru oaspeți, scorul final fiind 2-4. Concluziile pe acest meci nu sunt bune, pentru că m-a supărat scorul și m-a supărat cei din prima repriză. Cei care au evoluat în prima repriză m-au supărat foarte tare, pentru că de fiecare dată le transmit că noi am reușit rezultate bune într-un campionat prin modestie, prin foarte multă muncă, dar pe de o parte e bun și acest eșec că a venit în acest moment, pentru că trebuie să aducem puțin cu picioarele pe pământ. Dar amintesc prin intermediul dumneavoastră că dacă nu vor reveni cei din turul campionatului, jucătorii aceia modești și umili și dispuși la efort, vor sta pe bancă, e simplu. Fotbaliștii de la SCM Argeșul Pitești au disputat primul joc de verificare din această perioadă de pregătire. Echipa lui Adrian Dulcea a întâlnit pe terenul sintetic al stadionului Nicolae Dobrin pe CSM Râmnicu Vâlcea. Confruntarea dintre cele două echipe s-a terminat cu victoria oaspeților, care au reușit să se impună cu 2-1 la capătul unui meci disputat. Partida a fost una destul de echilibrată, cu ocazii multe de partea piteștenilor, care au ratat mai multe oportunități de a marca. Contrar cursului jocului, oaspeții au reușit să deschidă scorul prin Preda în minutul 27, ce a reluat în plasă o centrare de pe dreapta. Până la finalul primei părți, piteștenii și-au mai trecut în cont două bare prin Neagu și David. În repriza secundă, gazdele au mai ratat și alte ocazii de a marca. Alvioleții au reușit să restabilească egalitatea cu 20 de minute înainte de final. Dalu a trimis un șut de la 20 de metri care s-a oprit în plasă în urma unei centrări de pe partea dreaptă. Cu 2 minute înainte de final, când meciul se îndrepta spre un rezultat de egalitate, vâlcenii au dat lovitura. Codin a trimis un trasor de la 14 metri care s-a dus direct sub transversală, iar oaspeții au reușit să câștige acest amical. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Antena 1. Ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!